invitați, l-avem invitat pe părintele la parohia din Curteni. Trebuiau să vină și ceilalți preoți, dar datorită faptului că bănuții au ajuns pentru rectificare la sfârșitul săptămânii, noi deja făcusem anunțul pentru această ședință ordinară, nu pot veni că sunt în trei de activități care sunt prin concedii, dar toate solicitările avem la prezenta hotărâre. O să ajungem la punctul respectiv, o să discutăm o ședință ordinară, cu mai multe puncte de ordine de zi. După cum știți, o zi caniculară, vă rog cum să vă concentrați punctual pe ordinea de zi și dacă aveți discuții pe lângă, la diverse. Urmează să vină ceilalți colegi. Între timp, noi dăm drumul la procedură. Doamna secretar, domnule președinte, vă rog frumos. Bună ziua! Da. Bună ziua tuturor! Bună ziua invitaților! Pentru că vreau să vă avem între noi. Vreau să vă anunț că domnul Bogoroș este online și domnul Bogoroșteam lipsește. În rest, suntem toți... Domnul Bogoroș. Și domnul Ilieș. Poate apa. Vine Răzban acum. Vedeți că sunt mai multe... Da, mai așteptăm puțin? Nu, trebuie. Mai sunt bune și când așteptăm 5 minute, dar vă pune de la vot. Am înțeles. Vom constata atunci, înaintea primului vot. La materialele de la ședință, ați avut și procesele verbale la ședințele repede, dacă sunt discuții pe ele. Da. Dacă nu sunt discuții, le supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Am urmărea să vă trebuie dăută reșelită. Mulțumesc, doamnă, dacă tot s-a schimbat regula și să ne ridicăm, facem cu respect față de cei care sunt prezenți. Domnule primar, doamnă secretar, stimate părinte, sfinția dumneavoastră, bine ați venit în Consiliul Local, că este pentru prima dată bine că am înțeles. Sper să mai veniți și numai cu chestii de-astea bune, plăcute și sufletului și drumare, doamnă. Așa, stimați colegi. Am fost convocat astăzi, prin dispoziția primarului 139 din 11-7-2023, ca invitați să participăm la ședința ordinară a Consiliului Local Bucoș, convocată pentru data de 11-7, adică astăzi, la ora 13. Avem ordinea de zi, 5 proiecte cu tocul diverse și observ aici și punctul 1 suplimentar, și punctul 2 suplimentar, și punctul 3 suplimentar, o să le dăm citire fiecărui proiect în parte și vom adăuga suplimentările aferente fiecărui dăm posibilitatea inițiatorului să-și prezinte suplimentările, aprobăm suplimentările exact. Și apoi da. Deci, dacă totul este în regulă, spunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă sunteți... De acord să... Nu am înțeles, domnul Adrian. Deci suplimentăm sau nu suplimentăm? Acum, de ea nu suplimentăm. Haideți să îi dăm posibilitatea inițiatorului să-și prezinte suplimentările. Ei, avem de suplimentat pe ordinea de zi. Următoarea de proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli pe anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea branșării și raportării populației la sistemul de apă și la sistemul de canalizare în comuna Gorj, județul Bacău. Și proiectul hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Oate Bucoș. Să supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei proiecte. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Domnul Gogoloș? Mulțumesc! Aș avea rugămintea ca să începem cu rectificarea de buget care avem pe părintele și după aia să trecem la celelalte puncte. Sigur. Domnul președinte, să trecem pe... supunem ordinea de zi... Cu toate că eu aș fi dorit, părintele, să participe la întreaga ședință, dacă își permite ca timp. Supunem ordinea de zi cum a fost prezentată și suplimentată. Supunem ordinea de zi cu suplimentările. Cine este pentru? Domnul Bogoloș? Pentru. Mulțumim. Da. O să trecem la proiectul de votare. Domnule primar, trecem direct la proiectul suplimentarea. Da. Așa cum am încercat să vă explic la început, la sfârșitul săptămânii trecute am primit bănuții de la FIR.
Știți foarte bine, am solicitat plata tranșei a 5-a, ultima tranșă pe proiectul apă și canal. Ultima tranșă a venit cumva la pachet cu închiderea acestui proiect. Au venit reprezentanții AFIR Iași, regională Moldova. Au verificat sistemul, nu numai atât, și partea de documentație și știți foarte bine, am avut aproape o lună jumate, două luni pe verificări. Tot ce constă, lucrări, butoane, garduri, betoane, conducte, absolut totul, colaborat cu proiectul și plus sau minus am ieșit bine. Așteptam bănuții ăștia mai din timp, după care primim o altă adresă de la centrul București, care ne-au anunțat că am căzut pe eșantion și într-un fel control peste control. Au venit de la centru, ne-au notificat că în data de, vor fi prezenți la Comuna Bosi, le punem la dispoziție documentul de, inclusiv au fost solicitați și cei de la Iași, de la FIR, au venit și dumneavoastră cu documentația și am mai avut încă o perioadă de câteva săptămâni, de asta vreau cumva să argumentez un pic și prelungirea asta și nu mai avem timp așa mult să mai prelungim, că deja suntem în zona secetoasă și trebuie să aducem bănuții ăștia cumva. Ne-au dat bănuții, urmează actul final de notificare, ca și încheiere. Noi acum am primit bănuții, o să mai primim o diferență, nu știu ce vă trebuie din TVA. Dar mare parte vă spun cifre rotunjite, așa nu vă dau pe leos. Am primit aproximativ 9 miliarde. Bani vechi, vorbesc în bani vechi ca să înțeleagă toți. Deci am recuperat din proiectul ăsta încă 9 miliarde. Noi făcusem plata în decursul anilor, prin diferite fazi. După care am hotărât să luăm tot bugetul comunei la verificat, inclusiv acești bani. Am constatat că în bugetul noi la începutul anului am mai prins încă vreo 9 miliarde pentru racordări. Adunați cu ăștia 9 miliarde. Ce am mai găsit, am făcut o analiză, ce am mai găsit în buget și am constatat că nu putem face plăți și nu putem cheltui banii. I-am adus tot în zona de racordări. Am adus și în zona de culte, în baza solicitării reprezentanților cultelor. Am luat de bază și ce a solicitat școala și facem o rectificare, cât zic, să acopere toate solicitările. Și avem în mare, pentru branșări, 20 de miliarde reau de bază, în ultima fază. Avem acoperite partea de culte, Biserica Ortodoxă Buhoci, Biserica Ortodoxă Bijghir, Biserica Ortodoxă Coteni și Biserica Catolică din Bistia. Dacă cu... Sunt întrebări? Discuții? Nu, vreau acum să fac un calcul scurt. Cred eu necesar. 22 de miliarde, nu? Treceți 20. Tot s-a absolut bugetul la 20. 20 de miliarde împărțit la... De câte a văzut din grupul ăsta? În cazul de 30 de euro. Pentru raportări o sumă maximă de 5.000 de lei. La jur de 1.000 de euro, așa am avut. Deci ar fi pentru aproape toți Comuna Bosi. Așa în vârf de 300 și ceva de abonați. Ce? În afară, zicea. Da, dacă îmi permiteți. Se va să aici. Dacă tot au venit bănuții ăștia, cred că ar fi musai. Facem pe placul celor pe care îi prezentăm aici. De asta suntem aici. O să... Poate tot pozitivul ca toate sumele astea, bugetate acum și modificate cu plus, se ducă spre racordări la apă și canalizare. Pentru că dacă nu avem minimul necesar, ca și condiții de trai, apă, canalizare și gaze naturale, nu prea putem cere și altceva. Și fără să fiu răutăcios,
nu consider că este gospodărește bine să ne axăm pe piste de biciclete încărcări de stații de încărcare înaintea racordărilor la apă și canalizare. Deci, asta a fost ca un preambul pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi. Da. Mai sunt întrebări pe proiect? Vă rog, domnul Mocanu. Aș dori un singur lucru, dacă poate domnul primar să ne dovedească, să ne dovedească concret, cu acte, că au primit acești bănuți. Să nu ne trezim din nou, că îi avem de primit, știți dumneavoastră, nu i-am primit acum, dar trebuie să-i primim. Că facem rectificare bugetară. Nu, nu, stăteți la bună, vă rog, aveți dreptate. Haideți să vedem despre coși. Domnul primar știe să explice singur banuiesc, nu are nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnul consilier Buteacu. Vă rog frumos, fiți să respecte puțin. A întrebat pe domnul primar, respecte primar. Da, vă mulțumesc. Înseamnă că cât bani ești? Ce o să ai? Mai sunt discuții pe proiect, domnul Buteacu, dacă aveți altă treabă, vă rog să vă duceți să o rezolvați. Păi vorbiți cu colegul în privat, aici suntem la treabă. Vă rog, domnul Buteacu. Deci, nu știu dacă domnul Mocan s-a lămurit. În momentul în care avem un proiect de rectificare, clar, cu sumele sunt reale. Nu putem să scrim pe hârtie dacă ele nu sunt. Haideți să lămurim. Haideți să pun la bucătăie și uitați, e prea cald. Nu este nimic rău, domnule viceprimar, nu ne-am rectificat încă o dată. Așa spune noi românii, măsurăm de 10 ori și tăiem o dată. Dar domnul Modelu nu este totdeauna, un piculeț așa trebuie să umplu. Lăsați, explic domnului piculeț. O să discutați în privat, haideți să discutăm pe proiect. Să nu încerce cu mine. Vedem că sunt aici unele elemente care... Haideți să încheiem discuția aici, să mai urmăm. Sunt unele elemente care întotdeauna încearcă să distrugă bună armonie, să fim eleganți așa. Haideți să fim puțin, mai ales cu dintre dumneavoastră, aveți experiență mare, spuneți, în administrație. Da, mulțumim pentru intervenție, da. Dacă nu mai sunt discuții pe proiect, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Obținere. Împotrivă? Domnul Gogoroș? Pentru. Mulțumesc. Da, mulțumim. Trecem la următorul. Părinte, vă mulțumim. Dacă doriți să mai asistați la asistență, au trecut rectificare, o să primiți sume de solicitare. Așa, să spuneți și că vă primi fiecare dintre... Coragulat de documentele justificative. Deja au trecut. Mulțumim. Te-ar plăcea dacă mi-ați îngăduit 2-3 minute să mă prezint și eu, că n-am reușit să dau mâna cu toată lumea când am intrat. Erau mulți oameni aici și am zis că lasă că oricum o să fac o prezentare generală. Mă numesc Marin Rapoviță. Începând cu data de 1 octombrie anul 2021, am fost numit de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Ioachim să păstoresc credincioșii din parohia Sfânta Treime Ortodoxă de la Coteni. Și din momentul, bine, eu despre mine ce să vă zic, am 50 de ani, doi copii, soția lucrează în învățământ, chestiuni de genul ăsta, nu despre asta, nu despre mine e vorba astăzi. Vin de la o parohie din satul Cucova, comuna Valea Seacă, s-a scut acolo, timp de 12 ani am avut un șantier unde am reușit să ridicăm o frumoasă biserică și ea se poate vedea chiar și pe YouTube, sunt momente de la sfințire, dar nu asta este important, vreau să spun că vin de acolo și venisem la Coteni cu gândul de a nu mai... intra în construcții, că eu mi-am ales altă meserie, că altfel mă făceam constructor. Numai că, ajungând aici, dorința oamenilor de la Coteni a fost următoarea din prima ședință, și acum stăteam și mă uitam curios, cum o fi o ședință, că n-am fost niciodată, recunosc, am mici emoții, cum o fi o ședință de consiliu, mai văzut eu așa pe online, dar cum o fi o ședință de consiliu la primărie, că zic și noi am avut și am avut ședințe și noi la consiliu și au ieșit scântei uneori, recunoaștem. Da, dar important este dacă dezbaterea este constructivă și nu este cu rea credință, orice întrebare și naivă și cum o fi ea, dacă este pusă cu bună credință și duce în final la un rezultat pozitiv, asta e cel mai important și apreciez acest cel puțin pentru început această stare. Sigur, eu vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră și aș vrea să vă prezint doar câteva lucruri, să nu vă rețin nici prea mult, să știți că astăzi mă fac mesagerul, nu vorbesc în numele meu, deja am vorbit câteva minute, mă fac mesagerul cetățenilor din satul Coteni, din parohia pe care o păstoresc. Dorința lor, de când am ajuns eu acolo, a fost aceea. Părinte, la prima ședință mi-au spus că noi dorim aici să facem o casă praznicală. Zic, dar știți ce vremuri trăim? Știți ce costuri presupune? Și ei mi-au zis, printre altele, eu ne știu, nici nu cunosc cine e primar, nu știam că e arondat la două primării, mi-au zis, mi-a mai primit
ajutoare de la primărie și nu-i prima dată și pe lângă noi ne dăm tot, noi facem tot efortul să punem cât de mulți bani putem, dar cu siguranță vom găsi sprijin și partea primăriilor. Și atunci când am auzit acest lucru, mi-am dat acordul și am făcut un proces verbal și am început demersurile încă de anul trecut. Și mulțumesc pe această cale domnului primar, doamnei secretar și cei cu care am mai colaborat câțiva din domnul viceprimar pe care îi mai cunosc ceilalți, de asta nu vă cunosc, dar astăzi ne cunoaștem și mă bucur foarte mult să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Și am demarat acest proiect și am trecut, am făcut proiectul, am depus toată documentația, în fine, iar anul acesta ne-a ajutat Dumnezeu și în mai deja am început să turnăm. Am turnat fundația, am mers prin sate la fiecare poartă împreună cu membrii Consiliului Parohial, am făcut muncă de convingere, știți că mai sunt întotdeauna gică, contra și pădure, fără uscături, nu se poate nicăieri, dar ideea este că oamenii m-au împins spre acest proiect și mi-au și dat impulsul spunând că și la primăriat, la Buhoci, cât și dincolo la Tamaș, că nu pot să fiu ipocrit, că noi avem și un sat dincolo și trebuie să merg și acolo să susțin punctul de vedere, cam câțiva anișori să putem ridica acest edificiu. Eu l-am așa într-o poză, nu are importanță aici, văd că aveți foarte multe acest edificiu care va fi o casă praznicală, având o sală de mese, având o casă mortuară, pentru că sunt oameni uneori bătrâni care iarna nu mai au unde să-și țină morții și știți dumneavoastră foarte bine, indiferent de confesiunea la care am fi. Și toate acestea vor fi, are vreo 260 de metri pătrați, suportă o investiție totală de 770.000, deci vreo 7.700.000, să o definitivăm. Noi ne concentrăm anul acesta doar pe partea de infrastructură, de fundație, care ne costă undeva la 167.000 și am depus o cerere chiar acum aici la primărie, la secretariat, o am și în față, de 30.000 de lei, pentru că ce se întâmplă? După tot ce am spus eu că am umblat prin sat și am făcut, am rămas cu o datorie la constructor, la firma care de altfel lucrează și aici la școală, am rămas cu o datorie de 30.000 de lei pe care trebuie să o achităm neapărat ca să putem continua, mai avem puțin să turnăm placa și să ajungem la cota zero pentru anul ăsta și eu aș fi mulțumit. Și gândesc că la anul dacă facem suprastructura de zidărie și la anul celălalt să facem acoperiș și să ajungem la roșu, aș fi foarte mulțumit și oamenii ar fi foarte mulțumiți. De aceea, v-am spus, aceasta este suma totală. Vreau să vă mai precizez faptul că această casă praznicală nu va fi doar o sală de mese pentru pomeni, cum s-ar părea, deși e nevoie foarte mult. La noi, la Coteni, dacă vă uitați, avem niște tradiții, de exemplu, pe 21 noiembrie, este pomenirea morților, întindem niște mese mari afară, dar uneori plouă, alteori ninge, alteori bate vântul și oamenii stau și tremură pur și simplu acolo. Asta am spus și dincolo la Consiliul celălalt și la domnul primar. Deci e absolut necesar, pentru că dacă o ocupăm, biserica este micuță și o ocupăm cu acele mese, așa cum sunt tradițiile oamenilor și le respectăm, fiecare cu tradiția locului său, atunci dacă se ocupă biserica, în postul mare la fel și toate astea, dar dincolo de această sală de mese, de care, că de fapt e vorba de o sală de mese, de o capelă mortuară, cu o cameră mortuară, și băi, și hol, și bucătărie, și tot ce necesită astea. Dincolo de toate astea, ne gândim și mă gândesc și m-am gândit că această clădire să nu fie doar exclusiv morților și pomenilor. Și această clădire va însemna până la urmă un centru de catehizare, pentru că noi, dincolo de construcțiile de care vă vorbeam, noi, eu sunt numit acolo să construiesc sau să zidesc suflete și să zidesc sufletește. Și atunci mă gândesc și la viitor. Trebuie să ne gândim întotdeauna la viitor. Și sunt convins dumneavoastră că nu luați decizii aici, vă gândiți la cetățeni și la viitorul comunei. Și atunci ne gândim la catehizare cu, de exemplu, cu copiii. Avem, putem face școli de vară, în care acolo să ne adăpostim, să facem diverse jocuri, mai ales având în vedere că știți că la noi, la Coteni, școala nu mai e funcțională și alte lucruri. După aceea, activități cu tinerii, activități, de ce nu, socializare cu bătrânii în locul acela în care putem susține diverse catehieze, mai ales că anul acesta, dacă cred că mai știți unii, cel puțin unii dintre dumneavoastră, este Patriarhia Română, dedică fiecare an un eveniment și anul acesta este anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Și ei au nevoie de un anumit gen de pastorație. Și această clădire ne-ar fi nouă de mare folos pentru toate aceste activități. Să faci activități cu copiii, cu tinerii, catehezii, cu bătrânii. După aceea, nu în ultimul rând, m-am gândit și la aspectul ăsta, această clădire ar putea, în caz de ferească Dumnezeu, calamitate naturală, sau ferească Dumnezeu ce se poate întâmpla, nu ne dorim lucrul ăsta, să fie la dispoziția primăriei oricând și cu mare drag se va pune acolo pentru toate nevoile care vor fi. Toate acestea le-am gândit și eu vin așa astăzi ca un mesager al cetățenilor și al alegătorilor, să spunem așa, din Coteni, care vă transmit dumneavoastră în primul rând mulțumirile pentru ajutoarele pe care le-ați dăruit și numai de anul trecut, că anul trecut am primit, avem aici pe cerere, mă dați 20.000 și acum am cerut 30.000, dar în anii din urmă au fost și alte alocări.
La biserică m-am uitat pe un acte și la fostul părinte dinaintea mea. Și pentru asta, credincioșii n-am apucat să vă mulțumească. Și știți că noi în biserică avem trei tipuri de rugăciune. Rugăciune de cerere, de mulțumire și de laudă. Noi cel mai bine să o folosim pe aia de cerere. Stăm cu mâna întinsă la Doamne, Doamne. N-am venit să stau cu mâna întinsă azi la dumneavoastră, ci am venit în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră sau consilierilor care au fost, că eu nu știu ce a fost aici, să vă mulțumesc tuturor pentru implicare și în același timp să vă și cer. Că, na, începem cu mulțumirea, dar și cerem. Și mai ales să-mi exprim speranța în numele enoriașilor pe care îi reprezint că veți fi alături de noi, nu doar dacă ne-ați aprobat această sumă acum, poate veți fi alături de noi până la final și o să ne întâlnim la final la o recepție frumoasă și la urmă la o agapă frățească frumoasă. Da. Fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă dăruiască fiecăruia după inima sa. Da. Înainte de a pleca, dacă îmi permiteți, vreau să vă mulțumesc și eu în numele tuturor cetățenilor din Poteni și bănuiesc că și comuna cu voi prin venirea dumneavoastră aici la noi în comună a câștigat un mare valoare, o altă valoare și vă spun pentru că auzindu-vă, pe mine sincer m-ați convins. Îmi place viziunea pe care o aveți, îmi place gândirea analitică a fiecărui aspect din ceea ce vă doriți să faceți și cu comunitatea și cu cele lumești acolo în sensul construirii unui edificiu care din păcate nu a fost construit până acum. Satul Coteni este singurul sat din comună care nu are un așa edificiu. În celelalte sate sunt, mai puțin Dospinești, care nu are o biserică construită acolo, dar salutăm și chiar vă promitem că, după cum și dacă colegii sunt în asentiment cu mine, noi chiar am votat un proiect de hotărâre care asigură finanțarea cultelor religioase, ale tuturor cultelor religioase din comuna Buhoci, în mod echitabil. Eu aș propune acum și colegii pot analiza pentru o decizie ulterioară, având în vedere faptul că dumneavoastră sunteți la începutul construirii unui edificiu care se dorește a fi nu numai o casă praznicală, ci va fi multifuncțională, dacă o putem numi așa, să ținem cont de lucrul acesta și să ajutăm prin acordarea și personală, dacă ne permitem, și din partea Consiliului Local, a finanțărilor necesare pentru a finaliza acest proiect cât mai curând și a oferi cetățenilor din Poteni ocazia să aibă un locaș unde să se poată întâlni, unde să poată socializa și nu numai unde să-și poată plânge pe cei dragi plecați la cer. Deci, Părinte, vă mulțumesc din suflet. Vă asigurăm că tot ce se poate face omenește posibil vom face. Suntem creștini cu toții, înțelegem că aceste construcții nu sunt ale altcuiva decât ale comunității, așa că vreau să plecați dumneavoastră de aici cu gânduri bune, imediat cu colegul, și să aveți siguranța că suntem parteneri administrativi de încredere și serioși. Vă mulțumesc din suflet. Domnul vrea să vă spun. Și eu vreau să vă spun doar scurt minute. Eu mai fac și câte o paranteză, câte o glumă. Apreciem că ați venit, chiar aveți și ați avut și veți avea tot sprijinul din partea Consiliului Local. Mulțumesc. Și nu cred că e unul dintre noi când trecem e lucru benefic pentru, și pentru ăla care se duce și pentru ăștia care merg și petrec pe ultimul. Nu cred că e unul dintre noi, după cum laud, știți cum e la mărântare, că într-un loc luminat, într-un loc verdeat. E un lucru benefic. Eu vă mulțumesc foarte mult. Domnul primar. Părinte, eu, din tot ceea ce s-a discutat, da, apreciez inițiativa. Așa cum au spus și colegii, suntem aflate. Am reținut suma. Suma proiectului de 7 miliarde duce spre 8, da. fără a trece la evaluări sau calculări, da. Nu știm ce vrem urmă. Dacă ați reținut 7 miliarde, sunt bănuți. De multe ori se mai discuta în ședință că mai avem un fel de investiții. Am avut magazii, am avut adăpători de 1 miliard, de 2 miliarde, de 3 miliarde. Orice se construiește în momentul de față, costă. Și timp, și nervi, și bani, și avize, că știți că ați trecut pe toate procedurile. Da, mulțumim numai pentru rezultatul este un benefic pentru comunitate. Corect. Și pentru comunitate nu trebuie să facem rabat la nimeni.
domnilor, vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați primit, că m-ați invitat. Cu mare drag vin și altă dată și o să transmit aceste gânduri bune și această atmosferă de aici și speranță tuturor credincioșilor de la Coteni. Vă mulțumesc, domnule primar, domnule președinte, doamna secretar, tuturor consilierilor, pe care sper să am altă ocazie mai pendelete să-i cunosc așa pe fiecare parte. Încă o dată, mii de mulțumiri și inspirații în continuare. Și multă înțelegere și înțelepciune. Să rămână. Domnul consilier, aș vrea să vin cu propunerea ca al doilea proiect de hotărâre să fie, că are legătură cu rectificarea și cu branșarea, cel privind aprobarea branșării la racordări de populație. Suntem la vot, ați fi de acord? Adică inversăm puțin ordinea de zi. Dacă colegii n-au nimic împotrivă, supunem la vot inversarea proiectelor, adică a cronologiei acestora. Sigur, trebuie, da? Așa, cine este pentru? Ca să discutăm pe subiect, să se leagă unul cu celălalt. Acum avem bănuții în buget pentru racordări, celălalt pas. Procedura de racordare, mai am citat cumva un proiect de hotărâre. Propunerea mea ar fi să venim cu decontarea dați citirea către articol cu articol să înțelegă toată lumea. Bine, să dau citirea. Proiect de hotărâre privind aprobarea branșării și racordării populației la sistemul de apă și la sistemul de canalizare în comuna Vojii de Sub Bacău. Primarul comunei Vojii de Sub Bacău, având în vedere proiectul integrat sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Vojii, ASCL numărul 44 din 29.06.2023 privind aprobarea de actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție, acorduri, utilități, apă și canalizare, locuințe individuale, obiective social-culturale și societăți comerciale aferente comunei Vojii de Sub Bacău. Ținând seama de raportul de specialitate numărul 4254 din 17.07.2023, întocmit de domnul Munteanu Dumitru Dori, viceprimar al Comunei Gorj și referatorul de aprobare al primarului Comunei Gorj numărul 4255 din 17.07.2013 și de aviziile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, în temeiul articolului 129, alineatul 2, litera B, alineatul 4, litera A și D, din ordonanța Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, adoptă următorul proiect. Următorul proiect. Ca și propunere. Propuneți. Articolul 1. Se aprobă branșarea și raportarea populației la sistemul de apă și la sistemul de canalizare în comuna Gorj, județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al sumelor achitate numai de către utilizatorii casnici, persoane fizice, la prima branșare, raportare. Decontarea se va face prin aprobarea Consiliului Local pentru fiecare utilizator în parte, în baza unui dosar ce conține contractul de lucrări, factura și dovada achitării lucrărilor de branșamente, devizul tehnic de lucrări și procesul verbal de recepție a lucrării. Suma maximă aprobată va fi decontată. Suma maximă aprobată va fi decontată este de 5.000, în jurul sumei de 5.000 de lei. Adică 1.000 de euro calculate. Articolul 3. Se aprobă suportarea integrală a costurilor de branșare, racordare din bugetul local pentru instituțiile publice și unitățile de cult din comuna Gorj, cât și pentru subtraversările necesare la branșarea, racordarea populației. Față de cele mai sus prezentate, vă înaintez proiectul de hotărâre în forma prezentată spre consultare și aprobare. Nu, nicio problemă. Da, dar ați face la proiectul de hotărâre din față. Dați face. Nu, eu aici vreau să discut. Am discutat cu noi înainte a ședinței și vreau să discutăm și aici. Propunerea primarului Comunei Gorj despre branșare la punctul 1, la articolul 1, este una pe care o salut. Articolul 2. Se aprobă decontarea din bugetul local. Aici vreau să fim foarte atenți.
asumelor achitate numai de către utilizatorii casnici, adică persoane fizice, la prima branșare raportată. Aici e corect. Eu mecnim un punct personal de vedere, după care discutăm fiecare cu punctele dumneavoastră de vedere. De contrare, se va face prin aprobarea Consiliului Local. Pentru fiecare utilizator în parte. Aici, eu aș discuta puțin. Mă întorc după ce termin, ca să fiu înțeles. În baza unui dosar ce conține contractul de lucrări, factură și dovada achitării lucrărilor de branșamente. De către cine? Achitările de lucrărilor de branșamente de către cine? O societate, adică de discută. Devizul tehnic de lucrări și procesul verbal de recepție a lucrării. Deci, vreau să înțelegem foarte clar ce ați pus la articolul 2 și anume, spuneți aici jos la articolul 3 că se aprobă suportarea costului integral de racordare, branșare, din bugetul local pentru instituțiile publice și unitățile de cult. Ori, articolul 3 discută despre instituții altele decât instituții de cult, instituții publice și unitățile de cult, dar la articolul 2 spuneți altceva. Vreau să facem, să clarific, mă fac înțeles, vă păi, ați spus că dați suma aprobată și deputată este de 5.000 de lei, dar așa, înaintea exprimării acesteia, veniți și spuneți că fiecare utilizator va trebui să aducă un dosar, nu știu de cum o va face, către Consiliul Local, în baza căruia noi vom aproba sumele de până la 5.000 de lei. Ori, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, creați o flexibilitate prea mare să fie elegant și anume, e o mare bănuială că principiul echității nu va fi respectat întotdeauna față de toți cetățenii. Ori, punctul 2 de pe ordinea de zi nu mi este pe plac deloc. Articolul 2 este cel puțin ambigu și interpretabil. Dacă lăsăm aceste ambiguități interpretabile, să le numim așa, să fie susținute sau nesusținute de noi, creăm disensiuni mari și ulterior cetățenii vor avea de suferit. Ar vrea să discutăm foarte bine pe baza articolului 2, ar luat ca baza articolului 2 și să cădem de un comun acord despre acest. Ce înseamnă ăsta, uricându-l până la capăt, dacă să vorbesc în limbaj nu tocmai academic. Vă rog. Înainte de a iniția acest proiect de am avut discuții inclusiv cu constructori în domeniu. Cu cei care au mai executat branșări la populație. Am analizat și proiectul nostru MAM. Acordurile în mare parte se duc în jurul unui cost de aproximativ 1000 încărcat 1000 și un pic la cele un pic mai complexe. Vorbesc de euro ca să mă înțeleg și facă lumea o idee clară. De altă parte, ceea ce ține de documentație, ce ține de proiecte și de vize, trebuie executate de firma care va face lucrarea într-un contract cu beneficiarul, nu cu primărie. Și vă explic de ce. Noi, în momentul în care am terminat branșările, acest sistem va fi predat CRAB-ului sau altui operator, care va fi... Asta este doar o posibilitate. Care va fi... ei nu vor prelua branșările fără o documentație clară la fiecare abonat. Clar, da? Am făcut o analiză și ne-am cumva raportat și la modul de raportare la E.ON, la gaz, la orice vreți dumneavoastră în România, cam tot pe procedura aceasta lucrează. Noi trecând de toate aprobările astea, facem un anunț pe site-ul primăriei, că așteptăm firme cu recomandări, că au mai făcut lucrări de genul ăsta și au în componența firmei și specialiști ca să întocmească aceste documentații necesare și justificări. O să fie
cei care o să o să-și dea intenția de a colabora cu Comuna Boci versus cetățean, o să fie cumva firmele anunțate, afișate undeva și cetățeanul să aibă și libertatea de a alege și de a-și face lucrarea. Bineînțeles că firma o să facă acea lucrare colaborat cu proiectul mamă. Iar revin. Da. Și vreau să mai menționez. Mai aveam un punct acolo, nu? Care ne-a spus. Da. Plafonul. Referitor la celelalte instituții de pe raza comunii. Culte, poliție, școală, vor fi suportate integral din bugetul local. Tot așa, în baza proiectelor, că acolo vor fi făcut pe forme, când îi permite legea, e altă formă de plată. Vor fi, n-am prins aici, agenții economici. Agenții economici, societățile comerciale, nu vor fi scutite. Deci să nu le amestecăm. Instituțiile statului cu agenții economici și cu cei care se desfășoară activități pe raza comună. Cam asta a fost în da. Mulțumesc mult. Eu aș dori să, înainte să dau cuvântul celorlalți, vreau să discutăm pe aceeași speță și să clarificăm oarecum lucrurile. Dau un exemplu foarte bun. Eu aș vedea așa. Aici dumneavoastră, în articolul 2, repet, creați ambiguități astăzi și disensiuni mâine. E părerea mea, nu a dumneavoastră, domnule vice. Vă rog să nu mai ca să înțelegeți. Din punctul meu de vedere, domnule vice, din punctul meu de vedere, având, dacă nu mă înșel, și o hotărâre de cele anterioară care a fost susținută chiar de dumneavoastră, dacă nu mă înșel, și de alți colegi aici de față, și anume aceea de racordare gratuită a populației până la limita proprietății. Acum nu știu de ce nu mai doriți să mai respectați acea hotărâre de Consiliul Local. Dar e aceeași domnul. Păi dacă e aceeași, deci, haideți să batem în cui. Omul își va recupera banii din buget, că avem un buget. Dați puțin, dumneavoastră doriți să transferați o cheltuire inițială din care normal era asumată de unitatea administrativă teritorială, adică de Consiliul Local Boci, de primărie, către cetățean, neluând în considerație posibilitatea ca acești cetățeni să nu dețină 5.000 de lei, cum a spus dumneavoastră maxim aici. Ori, cine face administrație publică? Noi? Sau o facem numai pentru unitățile de cult și pentru instituțiile publice? Noi facem administrație publică pentru toți cetățenii, domnule primar. Da, și, lăsați-mă să termin, nu vă explic punctual. Deci noi minte deci, 2 minute ce a spus? Deci haideți să luăm punctual, ne amestecăm. Deci noi să susținem să facem plata noi ca și primărie direct. Așa este hotărârea de cele. Deci noi venim în urma analizelor făcute și la finanțe și pe lege. Legea se aplică de două ori, deci noi, diferit. Deci noi ca și primărie decontăm acea sumă. Noi am venit cu 100% chiar dacă depășește cumva 5.000 de lei, da? Să facem un plafon să nu sară calul nimeni. Înțelegeți? Domnul președinte, vă rog cum o să mă ascultați. Vă, dar numai eu vă ascult. Dumneavoastră nu doriți să ascultați până la capăt pe nimeni. Deci, în momentul în care primăria face o investiție și plătește constructorului o sumă de și acel cetățean nu o să acordeze niciodată, există posibilitatea la rețea, că nu are bani. Sau nu o să aibă bani nici de plata consumului. Atunci Curtea de Conturi o să vină în următorul audit și o să spună, domnule, pentru ce-i plătit dumneavoastră investiția asta să rămână aici? Pe când puteam folosi banii la alte acordări. Deci eu cred că toate instituțiile, inclusiv eu, tot așa lucrează. Cetățeanul își caută firmă și a făcut lucrarea, vine la primărie, la noi faptul real este că avem bănuții în buget și putem deconta a doua zi dacă vine cu justificările astea. Deci nu-i mare... Ba da, dumneavoastră transferați o muncă a administrației publice locale către cetățean și o cheltuia la aferente. Nu, domnul, dar n-ai ce să facă documentația asta. Să pun așa, și dumneavoastră cu o lege decide. O să vă dau cuvânt imediat. Haideți să propunem ca tot ce scrie la articolul 3, cu limitarea sumei de până la 5.000 de lei, să fie aplicabil și pentru cetățeni.
Articolul 2. Articolul 3, ce scrie aici, se aprobă suportarea integrală a costurilor către debrașare în acordare din bugetul local pentru instituțiile publice, îl transformăm pentru cetățenii Comunei Buhoci, în limita sumei de 5.000 de lei. Și luăm o hotărâre astăzi și o aplicăm în mod egal și echitabil, ca să... Scuzele de rigoare, că a fost repetitiv în... Dacă constructorul spune că n-ajung 5.000 de lei? Păi, nu pot. Dar puțin, discutăm. Au venit aici domnul primar cu o... Spus că au făcut un studiu și domnul viceprimar cu altul. Da. Deci, domnul lor bănuiesc că suma de 5.000 de lei n-au scos-o din buzunarul de la spate. Bănuiesc că au făcut un studiu, altfel... Ne jucăm aici, nu mai facem administrație publică. Deci, ședința trecută era 7.000, dar acum au mai făcut studii. Și s-au analizat mai puțin. Eu unul vă spun sincer, tu stimați colegi, nu voi fi de acord, stimați colegi, haideți să discutăm pe subiect și vă scrieți la pământ. Eu unul nu voi fi de acord cu proiectul ăsta, așa cum arată articolul 2. Pentru că transferăm cheltuiala dinspre unitatea administrativă teritorială către cetățean, punând presiune pe acesta, financiar vorbind. Dumneavoastră, dacă doriți să susțineți așa ceva, și vreți să vă bateți joc la propriu de oamenii din Comuna Buhoci, bateți-vă, dar articolul 2 n-are ce căuta aici. Nu-și bate joc nimeni. Cetățeanul o să-și primească banul integral. Nu am încredere. Pe dumneavoastră nu aveți încredere. Eu am încredere să am încredere. Domnul Munteanu, după aia domnul Mocanu, domnul Adrian Golae. Adrian Golae. Și domnul... Lucrurile sunt atât de simple că nu încercăm să le complicăm prin discursuri demagogice și, dacă vreți, filozofico, prin zona de glume. Deci, noi respectăm, noi administrativul primăriei, respectăm ceea ce am spus de la început discuții de aproximativ 2 ani, ca utilitățile să fie duse până la limita proprietății. Da. Să le ducem. Să respectăm. Și respectăm. Doar că... Cum? Poate ne explica. Vă rog, domnul Mocan, lăsați-o să-i spune. Cu decontarea sumii, domnule. Doar că se pare că nu unii consilieri, nu fac acolo pentru toată lumea, se pare că unii consilieri nu au înțeles metoda de lucru. Nu au înțeles metoda de lucru. Și datorită faptului că nu au înțeles metoda de lucru, se creează această suspiciune. Deci, executivul primăriei va duce acest propunere executivă să ducă la limita proprietății. Cred că cu asta suntem de acolo toți, că am stând 2 ani de zile pe lucrul ăsta. Metoda, dacă vreți să discutăm vis-a-vis de metodă, spunem vis-a-vis de metodă. Dar, ceea ce trebuie să înțeleagă cetățeanul din Comuna Buhoci, și prin vocea noastră, și prin hotărârea noastră, este că respectăm ceea ce am vorbit de 2 ani de zile. Adică utilități la limita proprietății pe costurile primării. Pe costurile primării. Am un cuvânt. Doamna secretară, doresc să fac o completare. Citirea și prezentarea proiectului de hotărâre, poate că ar fi oportun să adăugăm la articolul 2, la limita proprietății. Am uitat, adică nu ne-a proprietății, dar la limita proprietății. Deci nu există undeva scris asta. Și noi probabil fim foarte tare implicați. Deci cu ideea... Deci asta propun să completăm la limita proprietății, brașarea, acordarea, la limita proprietății. Să se procese un proces verbal în așa fel încât să apară în hotărâri, să apară în hotărâri până la limita proprietății. Lucru pe care cum s-au făcut, am să dau și exemple. Cum s-a făcut la Dămienești, cum s-a făcut la Ungureni, Puteți să luați legătura cu domnul primar și veți vedea că ceea ce vă spun este real. Niciun cetățean. Cu acei 5.000 de lei pe care îi vedeți dumneavoastră, fiecare cetățean își face o fântână în curte și o are pentru toată viața.
M-a ales ținându-se cont, că acum, mai înainte, ne-ați spus că ați mai primit. Ați mai primit încă 2020 de miliarde. Și vor primi înapoi, domnul. Deci conferența a apropat niște bani și ne-ați primit bani înapoi. Ascultați-mă, eu nu v-am luat. Eu nu v-am așteptat de mine, eu v-am trebuit să vă ajut dumneavoastră. Păi explicați la mine, domnule. Cum poți să primi că nu îți faci cu 5.000? Cine mai dă bani înapoi dacă nu faci smântână? Domnul primar, lăsați că... Dacă nu înțelegeți, duceți discuția la cealaltă. Lăsați omul să spună ce am spus și discutați după aia, după ce vi se dă cuvântul. Dacă doriți să facem... Avându-se în vedere, avându-se în vedere că am mai primit și ăștia 20 de miliarde, de ce nu facem să se facă lucrarea toată de la un capăt la celălalt capăt cu banii primăriei? De ce? De ce? Dacă în alte zone s-au putut face aceste lucrări, am dat și exemple, puteți să le urmăriți. Adică de ce ca să-l subjugăm pe om cu 5.000 de lei? Veți vedea, în cazul de față, cum spune domnul nu știu cine și nu știu cum, că în comuna Boș, nu știu dacă să vor înscrii 20 de familii să-și tragă apa. Pentru că sunt bani. Cu banii ăștia îți face omul o fântână de oare toată viața. Hai să înțelegem foarte bine. Hai să facem cu banii noștri, că ați spus, acum mai înainte, că ați mai primit încă 22 de miliarde. De ce nu facem așa? De ce? Care-i problema? Care-i problema? De tot ne batem... Parcă mai acum câteva zile spuneați 7.000 de lei, acum ați ajuns la 5.000. Mai bine. Dar de ce să facem cu banii ăștia? De ce să facem noi integral primăria? De ce să putem face? Mai ales că avem și banii ăștia, 22 de miliarde. Vă mulțumesc, domnul președinte. Domnul Golai, vă rog. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte, domnul primar, domnul secretar, stimați colegi. Discutăm de un proiect foarte important pentru comunitatea bucoceană, un proiect care se desfășoară sub mandatul a vreo 5 administrații și ceva, da? Începând din 2010. De-a lungul timpului au fost aprobate de către Consiliul Local diferite hotărâri de Consiliu. Inițiate în mare parte de către administrația locală, în special de către domnul primar sau domnul primar cel puțin. Din 9.9.2021, prin care noi, administrația și împreună Consiliul Local, n-am mai fost în stare să ducem acest proiect la finalitate, să-l finalizăm, și a trebuit să angajăm un consultant. Vă aduceți aminte, domnul primar, da? Îl avem în plată acel consultant. Ascultați-vă până la capăt. Nu vă trebuie. Acest proiect nu am putut să-l inițiez decât în baza dovezii și justificării banilor care avem momentan în buget. Eu vă întrebat, mai avem în plată acel consultant astăzi? A depus dosarul, exact ceea ce vă spuneam la început. Ultima tranșă de plată, inclusiv cu documentația pentru încheiere. Deci a încheiat mandatul, fără aprobare de Consiliul Local, pentru că aici vorbim demagogiei domnului viceprimar, fără aprobarea Consiliului Local, termen care a fost încheiat anul trecut în septembrie, da? Deci anul trecut în septembrie, acest consultant a avut termen maxim. Da? Suntem în iulie. Mergem mai departe. Asta e demagogie. Știu, asta e demagogie, cum îi spune domnul... domnule primar, vă amintesc că în 2020, pe baza acestui proiect, Consiliul Local a aprobat, administrația veche, da? 19.02.2020, a aprobat o sumă de 121.825 de lei pentru încheierea deviziilor tehnice de lucrări pentru branșări la solicitările depuse.
Știți ceva din... Știu. Bun. Și am, atunci am și a fost dus la îndeplinire? Păi nu era închis proiectul, domnule Bolaie. N-aveți o cronologie. Noi, la momentul actual, am... Există niște dosare. Fără acele dosare nu putea să mergeți mai departe cu proiectul. Nu trebuie să mergeți mai departe cu proiectul. Eu vreau să respectăm legislația și fiecare consilier are ceva de spune. Nu-i puneți dumneavoastră pumnul în gură. Pe atunci încetați și nu mai deranjați oamenii. Domnul Munteanu, dacă aveți treabă, vă lăsiți vă rog și reveniți când vă rămâneți. Opriți-vă, Oleacă, că aici o dai cald, vă încălziți mai tare. Dați-mi vorbea. Eu încerc să țin ședința, dar domnul Munteanu... Lasă-mi o oară aici toți, de căldură. Pentru oameni. Domnul consilier Ionuț Domisteanu, după care a terminat domnul Golaie. Ce-am? Ați terminat ce ți-a văzut? Da, am terminat, domnul... Păi nu permite niciodată domnul Munteanu să-l asculte o voce pe comentarii. Să-l faceți un comentarii, să-l faceți un comentarii. Nu fac treaba dumneavoastră. Nu poți să-l faceți. Dacă vine ceva, faceți protestați. Domnul Munteanu, puteți ține ședința? Vă întreb, poate, în experiența noastră, ați fost și la ședințe unde aveați respect. Domnul consilier Ionuț Domisteanu, urmează domnul consilier Stoian Dorin. Eu aș vedea altfel proiectul ăsta. Aș vedea altfel proiectul ăsta. Să excludem cetățeanul și să facem licitații, primăria cu firma, să facă branșări. Și am exclus toate înțogăraia, tot. După aia vine contestatul. Dumneavoastră vreți să blocați o raportare rapidă către cetățean. Asta vreți să faci. Nu, nu, nu. V-ați interesat ca și procedură cât durează? Fără contestații. Și ce facem cu omul că îi va afară? Cum dăm cu domnul? E 13 ani ce ați făcut cu omul? Asta este părerea mea. 13 ani ce ați făcut cu omul? Nu v-ați făcut. Asta este părerea mea. Eu așa ați face ca ce spune cetățeanul și tot. Discuții și tot. Asta este o opinie. Eu am spus. Dacă e spus din cetățeanul și discuțiile când ăla și-o branșată la noi. Domnul Stăian? Și domnul Ghiță. Și după aia și eu. Și poate vrea și domnul, poate vrea și domnul Vasile. Poate vrea și domnul celălalt. Din ce trebuie să nu ne permitim a lui discuții? Da. Au venit la toate comisiile. Mă rog, domnul. Asta ne ascultăm. Nu vreți. Costel, dacă nu ne ascultăm, nu vreți. Vrem, dar nu așa, domnule. Nu jeponiți oamenii. Eu am întârziat un pic, nu știu ce propunere s-a făcut până acum. Am văzut propunerea lui domnul Ionuț. Aș avea și o părere care se poate lua în calcul, în considerare. Majoritatea din noi de aici am avut apartamente. Avem apartamente care mai au, care nu mai au. La apartament este conducta generală. În momentul când vrei să te branșezi, cum o vrei cu apometrul, fiecare proprietar și-a plătit robinetul, și-a plătit apometrul și m-a notărat lucrul la el în casă. Țeava este în țeava generală, cheltuielile sunt a proprietatei. Noi de ce n-am găsit o soluție de genul ăsta? Este țeava trasă la poartă? Da. Eu, proprietar, plătesc robinetul, plătesc apometru și de la casă, de la mine, de la baie și până la poartă, e problema mea, țeava după păi meseriaș. Da, mi-am tras seama acolo. Îmi plătesc apometru, îmi plătesc, nici nu pot să-mi povărez cetățeanul cu somii foarte mari, renunță toți,
Nici nu poți să lești toate cheltuiala în dat de primărie, că nu sunt bani. Despre asta și vorbeam acum. Despre asta vorbeam, domnul Stoian, exact despre asta spuneam și revin cu niște informații pentru a vă aduce la nivelul discuției, că din diverse motive ați înțeles puțin, nu e problemă. Domnul primar dorește, din ce a explicat aici, să transforme cheltuiala de la primărie la cetățean. Da. Inițial, după aia, dacă mai dorești, domnul primar și consilierii locali care vor fi atunci, îi mai dau banii, dacă nu, nu. Ori, domnule, discutăm de exercițiu financiar cu buget aprobat, cu bani în buget. Noi de a doua zi dăm drumul la bănuți, decontăm cheltuiala omului. Să ne apucăm din branșări. Păi știu să nu tranșori, aveți 20 de miliarde în plus. Faceți de treaba asta, nu mai duceți cheltuiala peste cetățean. Domnul Cărășoian a spus clar un lucru. Fiecare dintre noi spunem cu diverse cuvinte diferite același lucru ca dumnealui. Dumneavoastră, poate eu este proprietarul de astăzi al sistemului de apă și canalizare? Da. Duce până la limita proprietății, cum a votat Consiliul Local printr-o hotărâre de cele, în mod gratuit, până la limita proprietății și de acolo cetățeanul în curtea lui se ocupă și își face de unde trebuie. De ce e așa de greu și înțeleși? Dumneavoastră nu înțeleși, nu e ok să transferăm cheltuiala către cetățeanul. Domnul președinte, asemenea lucrurile au făcut și cei de la TBN și de la București și la alte. Și din trebuie să le atingi la numărul 3, domnule. Și citiți numărul 3 am probleme. Păi citiți, domnule, dacă vă citesc. Domnul, ascultați aici, domnul primar. Domnul președinte, deci eu am un amendament la acest proiect, deci se anulează articolul 2 și se modifică articolul 2, similar cu articolul 3, adică se aprobă suportarea integrală a costurilor de branșare la acordare din bugetul local pentru consumatorii casnici din comuna Buhoci, în limita 5.000, dacă avem cele două studii făcute de cei doi specialiști. Domnul președinte, pentru că totul se face pe genunchi în primăria Buhoci. Aici e problema, domnul consilier. Totul se face pe genunchi și când dau cu capul de bârna de sus, încearcă să rezolve problema lovind în cetățeni. Domnul, dumneavoastră vorbiți mai mult ca toți consilierii. Niciunul nu mai poate vorbi. Mai vorbește dumneavoastră, dacă există la cuvânt. Păi, dar dacă așteptă termin. Vă rog frumos să supuneți la vot ordinea de zi cu propunerea inițială de primar și după aia cu amendamentul domnului Golaia. Și păi, după aia vă zic. Domnul primar, prima dată amendăm proiectul și urmă. Foarte mult ați discutat, dar nu am nimic concret. Amendamentul domnul Golaie, lăsați-mă să spun. Deși domnul Golaie se contrazice. Vă ascult. Deci eu nu știu ce amendament spun acum. Păi vă spun eu acum, că eu am înțeles. Poate m-am auzit mai aproape aici sau de mai bine. Amendamentul colegului nostru, domnul consilier Golaie. Se articolul 2. Și se modifică. Și se modifică articolul numărul 2 cu articolul numărul 3. Da. Deci, care ai se anulează articolul 2 și doi. Se modifică... 2. 2. 3 devine 2. 3 devine 2. Și la 3 spunem așa, se aprobă suportarea integrală. Păi dumneavoastră n-ați citit proiectul până la final? Spune așa la articolul 3. Se aprobă suportare integrală în bugetul local pentru instituții publici și instituții publici, cât și pentru subtraverea necesare la branșarea de acordare. De asta nu înțelegem. Ăsta este să nu spui. Vă spun eu acum, vă mai spun eu odată, pe fiți domnul coleg. Vă mai spun eu odată, articolul 2 se anulează în amendamentul colegului Golaie, da? Se anulează de tot articolul 2. Ca să pot nota. Așa. Să ne amuzăm toți. Domnul Montea, să ne amuzăm toți de ce spuneți. Bun, haideți să terminăm cu amendamentul. Și nimeni nu mă dau cuvânt. Nu, păi stai să termini dialogul cu domnul. Terminăm amendamentul, domnule. Ca să fie în subiect. Să știți, să știți, să știți.
Asta vreau să zic, atunci să vă spun că asta nu se mai întâmplă. Că nu a fost să-l ascultați, de trei ori v-ați spus. Cum ăsta vrea să completeze? Păi, doamne, dar dacă a discutat acel om, de ce nu l-a ascultat și-l scrieți? Că nu-i convine. Păi nu, dar de ce nu-l scrieți, doamne? Păi, dar vreți, vorbiți numai voi, dar de ce nu-l dai cuvântul? De ce nu dai cuvântul? Dar nu faceți treburi, dacă nu se rezolvă. Ușor, dar nu așa, dacă discută ăla și-l facă de dumneavoastră. Un pic de ridicat să vorbească fiecare. Dar nu vrea să stea preotul aici să bată și să-i duc oamenii. Foarte dacă ce dacă vedea adevărată pare. Nu vă respectați, eu nu scriu nici am și de ce gândi șanțe la ședința. Nu poate. Nu vă respectați, dar nu se poate fără secretar. Deja nu vă dau acolo, știu cum eu. Dar poate ședința nu se poate mai bună. Vreți să vă spun eu cum se poate? Asta vreau să ies? Nu se poate? 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 Domnul Locanu, gata. Articolul 2 dispare cu desăvârșire. Se anulează. Se anulează. Articolul 3 devine articolul 2, articolul 4 devine articolul 3. La articolul 3 aveți foarte, mă rog, actualul 2, se aprobă suportarea integrală a costurilor de branșare, acordare din bugetul local pentru instituții publice și unitățile de cult din comuna Buhoci, cât și pentru sutraversările necesare la branșarea, acordarea populației. Da? Deci ce am trebuit să scriu articolul 3? Îl modificăm? Nu, de rămâne așa. Nu, mă rog, dar mi-i trebuie avocat, lăsați-mi ce nu poți să deci. Eu n-am înțeles ce să scriu, credeți-mă. Mai spuneți-mi o dată. La articolul 3, nu se modifică nimic la articolul 3 care a devenit articolul 2. Rămâne la fel? Da. Și unde e populația? Păi acolo. La așarea la acordarea populației. În continuare. Doamne. Citiți-o leacă. Nu vreau. Nu vreau. Nu vreau. Nu vreau. Tu faci cu mine. Deci articolul 2 se anulează. Articolul 3 se transformă în articolul 2. Nu ce se anulează. Articolul 2 se aprobă. Și articolul 3 se transformă, se construiește așa. Se aprobă suportarea integrală a costurilor de branșare la chemare din bugetul local pentru cetățenii comunei Buhoci până la limita proprietății. Nu știu care e problema,
Dar nu vorbim, nu ne mai legăm de... Păi... Da, s-a încheiat proiectul, s-a încheiat treaba, e totul. Asta am ajuns la branșări, vorbim de branșări. Păi, păi despre asta vorbim. Păi și dacă este gratuit, mă explicați. Păi, dar nu este gratuit. Ba, da, domnule. Este gratuit, dar trebuie să plătești dumneata. Din bani, dacă nu plătești, deci, din noi îți dăm bani, dar și nu... Nu înțeleg, tu plătești, vii cu exact ce a spus. Facturica. Da, factura ca să nu vedeți. Contabilitate, domnule, ce vreau să vă spun este exact așa s-a procedat la lucrările cum v-am spus înainte. S-au făcut, a venit cu factorii ca cât să nu depășească exact ce a spus. 5.000 de lei în care, era mai bine 7.000? Nu. 5.000, perfect, da? Spus, că... Nu depășească, vreau și eu de contra. Ce așa de greu? Și am ajuns la Brașver, care, poftim, zicea să zici contra, că nu sunt de acord cu asta, să ne întâlnim și vorbim. Păi, nu mai aveți probleme, vă spun acum. Domnul președinte PNL, ascultați-l pe colegul dumneavoastră la PNL. Da, domnul. Nu s-a discutat o singură chestie. În forma prezentată de domnul primar, acum cu mici, da, fiecare, fiecare cu opinia lui, se evită licitație publică. Corect. Nu? Ca chestia asta nimeni nu a discutat-o. În forma care o vreți dumneavoastră, când eliminarea articolului, mergem pe licitație publică. Corect. Asta înseamnă că ne mai ducem cel puțin un an de zile. Ceea ce mă deranjează, înainte de a ajunge la ședința asta, am consultat public cetățenii și consilierii. Și o parte dintre consilierii... Am zis cea puțin un an de zile, contestăm. Dar eu propun altceva, Vă zic că nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Nu sunt mai mult. Duceți discuția până la capăt, nu vorbeați doar cu domnul Munteanu. Vorbeați cu noi, nu? Consiliul local, vorbiți. Păi nu, am văzut că voi discutați, discuți și-o cu noi. Noi le ascultam, dumneavoastră discutați cu domnul Munteanu. Hai să continuie, domnul, vă rog. Deci, acum voi decideți. Noi toți decideți, nu numai voi. Exact, eu am părerea, dar fiecare are părerea lui. Supunem la vot. Păi, dar este amendament. Votăm amendament. Cine este? Vedem cine este de acord. Ca să începem branșamentele imediat sau să amânăm. Pot să vă luminez puțin? Domnul Butar, nu vrea nimeni. Păi, ascultați. Acum, dați de-a gătina. Nu vrea nimeni să nu se facă raportări. Toți vrem. Dar nu cu abonarea financiară a costurilor pe cetățean. Exact asta nu s-a înțeles. Nu s-a înțeles. Haideți ca să-l spunem acolo. Da, pentru că sunt bani. Eu vreau să zic. Da, poți să zici ceva? Da, domnul președinte. Vă rog, domnul. Mai e vreo unul care spune. Domnul Stoia, vrea să spune. Hai să citim unul din domnul. Da, citim-o, da. 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 Domnul Bocan, când vorbiți dumneavoastră, toată lumea te-a sătat. Domnule, eu l-am discutat. Dar am ceva de vorbit. Domnul, nu era înscris acolo. Da, 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 era. Domnul Ferrer, dacă aveți, pot secundă, ca să le calmăm puțin. Citim amendamentul. Până când mai luați pe unul dumneavoastră, domnul Mocanu, discutăm, ne gândim fiecare și vedem dacă dorim să încetăm ca cetățenul, cetățeanul după legi. Să lăsăm, domnule, să vorbească și să-și la cuvânt. Pot spunea să. Ca să aibă fiecare timp de gândire. Vreau doar să aveți în atenție o singură chestie.
dacă mergem pe plata primăriei, integral tot, ca proprietarul să nu contribuie cu absolut nimic, sunt convins și cred că toată lumea e convinsă că primăria rămâne fără bani, nu are bani așa. Are 20 de miliarde. Dar nu ți ajung pentru că durează confiant și pentru altul tot. Sunt aproape 200. Nu, nu ți ajung. Bun. În condițiile astea, ce o să trebuiască să facă primăria, domnul Mocanu? O să trebuiască să facă un împrumut, cum ai sugerat și data trecută. Dacă face un împrumut ca să termine cu canalizarea și cu raportări, următorul primar, 10 ani de zile nu mai poate să mai fac niciun fel de investiții, să plătesc doar datorii. Pe lângă asta, investiții plătite fără obiect de continuitate, adică să fie finalizate prin branșări, pe cetățeanul nu mai e siguranța că se va branșa, o să vină imputate de lucrurile. Haideți să punem la amendamentul propus de domnul Golae spune așa. Se amendează articolul 2 din propunerea de proiect. Se anulează. Da? De cel în care... Deci, hai, da, știe. Se modifică articolul 3 din propunerea de proiect. Se aprobă integral costurile necesare din bugetul local pentru branșarea și racordarea la locuințe, la locuințele proprietăți pe... La limita. La limita proprietății. Stai, mă pun ochelarea la loc, că nu mai... La limita proprietății pentru instituții publice de cult și a populației. Și a populației. Deci, așa mi se pare cel mai corect. Articolul 3. Articolul 3 devine articolul 2, iar articolul 4 devine articolul 3, ca să fie treaba cu calmea, da? Supunem la vot amendamentul domnului Golae Adrian. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Mulțumim. Domnul Popoloș? Nu. Mulțumim. Deci 4 pentru. Mai este o obținere. Nu. Cine este? Păi nu mai, că nu o trebuie. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat de către inițiator. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Domnul, cum votați? Nu votați. Pentru o dată ca să... Da, 10 pentru. Domnul, 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 ați auzit de la Costinești, bravo, felicitări, domnule. Dăm o bere. Trecem la primul punct din ordinea de zi. Nu o să nu mai ținem, poate ei de acord. Cum votați cu celălalt? Cu restul, ca să nu vă mai ținem, poate aveți treabă și berea să mergem. Marte Soare. Dacă se poate rămâne pe aceeași treabă, aprobări de plătate cu restul. Sunteți pentru, da? Mulțumim frumos. Mulțumim. Bun, trecem la proiectul de... Distracții plăcute și soarele să te arde. Da, haideți să facem lucrurile serioase. Trecem la proiectul numărul 1, da? Doamna secretar, acesta mai e, nu? Poate, la ordinea de zi. Revenim. Cald ești. Vreți o pauză? O să punem mai aia pauză. Vreți o înghețată? Nici măcar. O înghețată, da. Deci, haide să ne facem treaba, cu de asta și îți plătiți. Grazie, dar stai mai mult. Haide să mă auzi, deci plătiți, discutăm mă. Spiritele, avem apă și avem și canal, avem și canal. Facem baie, până rupele le întindem la același soare, de frață. Știți ce spunea un profesor, un preot ăla, așa? Spunea, ea spunea, părintele, bă, când ești prost din mama ta, poți să faci 1000 de facultăți, ești prost până la moarte. Aviz amatoriu. Vorba lui Pușcălar. Ardă-te ar soarele iar. Da, arde că muncie, tu stau... Ca să nu zic ce au vrut să zic, era de acolo. Nu, nu, eu aveam alte concluzii. Zic că dacă ești prost, limite chiar când ești mare, doar tine. Da, cum? Hai să trecem la treabă, nu zici ceilalți colegi. Da, au venit cu toții. Păi... Vă mai rog o dată, înainte o, să... O să stai. Haideți să vorbim pe rând. Ne scriem la cuvânt, nu mai intervenim pe ceilalți colegi. Iar mai o terminăm, omul ăsta trebuie să plece acasă. Da, nu vorbesc de soare, nu vorbesc de căldură. Dar nu vorbesc de noastră, hai să fim o leacă. Da, ca să funcționeze bine, Claudiu, nu te supăra. Când dai cuvântul la un consilier să vorbească, ascultă-l și tu când tu vorbești mai mult ca ăla care ești acolo. Domnule, ascult. Că dacă nu mai avem dialog. În stânga. Bun. Haideți să... Au venit toți? Ionuț a zis că are o problemă, a lăsat aici cu doamna secretară, a lăsat votul, o să... Da, 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 toate, da. Da, da, nu, da. Da, 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 da. Bun, haideți să trecem la... Da, 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 da. Începem, da? Doamna secretară. Da. Să...
să mergem la primul, la treabă, haide adevăratele. La proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2023-2026. Este inițiator primarul comunei Vârf. Să prezint eu puțin câte două vorbi. Este același proiect care dumneavoastră, consiliul local, l-ați mai aprobat. E vorba de laptele și formul copiilor de la școală. Și achizițiile le face de obicei Consiliul Județean. Și am zis, domnul primar a gândit că ar fi bine să meargă în continuare tot Consiliul Județean. Și neasumarea răspunderii de către noi. Toate unitățile administrative teritoriale au făcut chestia asta pentru a simplifica procedura. Este aceeași. Numai că nu mai face fiecare în parte. Face Consiliul Județean pentru toată lumea. Nu se mai duce eu în totul Consiliul Județean, că e pizza. Discuții pe proiect? Toată lumea ar dat și poate. Supunem la vot atunci... Cine este pentru, vă rog? Da, mulțumim frumos. Domnul Bogoroz, aici e pentru. Bun, trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Buhoci și finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2023. Domnule primar, sunt inițiator. Da, avem persoane cu diferite afecțiuni încadrate în diferite centre. Știți foarte bine, în fiecare an noi am venit cu contribuții impuse pe lege la cheltuie. Același proiect de completare. Da. Consiliul Județean suportă. Sunt discuții pe proiect? Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Da, mulțumim. O remarcă așa mai amuzantă, ce bine, când nu-i domnul Munteanu, nu-i mai ceartă nimeni. Cine este mai departe? Să scăpăm de ajutor. Un piculeț, o pregătă asta. Piculeț, a venit înapoi, piculeț. Aș vrea un piculeț tot. E, piculeț, înapoi. Dar trebuie să mă vină, mă, chiar. A zis și domnul primar, că v-ați dea pe o piață. Că nu ne-am de cap de lea, Munteanu ce-ar face scăpăm. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului dezvoltarea infrastructurii pentru tronson transportul verde, piste pentru biciclete în comuna Buhoci și înființarea stației de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Buhoci. Proiectul se numește asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare, vehicule electrice, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în cazul PNRR, componenta C10, fondul local și a cheltuielor aferente acestui proiect. Domnul Stoian, ați auzit un proiect cu tot, așa? Dar nu sunt discuții pe proiect. Mai bine să știam, vezi? Sunt discuții pe proiect? Dați cu vorbim, domnul Bolan. Domnul consilier... Eu vreau să le ajut. Și după și eu o să... Eu vreau să le ajut. Vreau că dacă pot prins, fi prins și alea cu sistematizarea de el. Eu o să avem în vedere la întocmirea proiectului, ca în zona aia cu probleme, cu lucrarea, să facem așa pe el încât să intrăm în legalitate. Asta e. Deci o să fie loc pentru orice. Proiectul o să fie consultat, analizat. Eu tare mă tem că durează mai mult decât racordările. Dacă o să terminăm cu racordările și bănuții ăștia și proiectul ăsta, nu știu. Cu toate că se spune că unii proiecte au deja început pe... Deja am început pe PNRR, da? Dacă se termină cu acordările și o să mai lungește 2 ani cu piesele, nu o să supăr nimeni, da? Exact. Și evităm și discuția că întâi acordările și alea. Dar sunt soluții, vă spun eu. Nu o blocăm niște bani, da, domnul? Dacă vrea să cuvântul să-și ceară scuze pentru injurile aruncate, deci noi nu spunem ca o parcare, noi spunem că este zona în care mașinile trag ca să facă încărcarea electrică.
Așa spuneați că are nevoie de biciclete și biciclete, da, dar mașină, pentru mașină este altă stație din către. Deci nu putem să o executăm dacă nu avem avizul Consiliului Județean. Orice lucrare va fi cu avizul Consiliului Județean. Eu nu pot să încarc o mașină de la stație din încărcare trotinete, domnul administrator. Scuzați, zic trotinete. Vorba fi destul în zonă, cu toată zona respectivă. Dacă nu mai are nimic de discutat, o să trau și eu ceva aici. Da, deci nu mai este nimeni. Vreau ca înainte să deliberați și să votați cum doriți pe proiectul ăsta, să vă mai aduc o dată la cunoștință că acest proiect, în cazul în care trece, va fi finanțat din fondul UE, de care nu ai dreptul să te atingi ca unitate administrativă teritorială 5 ani de zile. Ori eu am mari dubii din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă am dreptate eu și nu greșesc, cetățenii pe raza cărora vor fi construite acele piste de biciclete nu vor putea fi raportați la apă și canalizare 5 ani de zile. Știu, când am spus și data trecută, că este a treia oară când a fost pus pe ordinea zi acest proiect, când v-am spus și data trecută același lucru, au sărit unii cu vocalize spunând că vor fi făcute subtraversări. Ori costurile, am verificat, pe subtraversări sunt enorme. Enorme. Și subtraversările ar fi trebuit să fie făcute pentru fiecare locuitor câte două. Pentru că avem canalizare și apă. Canalizare și apă. Deci vă rog să vă gândiți foarte bine. Eu aș spune, cum mi-au spus și mie cetățenii pe care îi reprezint aici, ca și dumneavoastră, să dăm drumul apă și canalizare mai întâi. Și după aia facem și piste, facem și aeroplane, facem și altceva. Domnul Mocanu, domnul Butacu, vă rog. În contraofertă, să spunem, eu vin cu propunerea, cu altă propunere. Mergem. Mergem la cetățenii unde trec aceste piste și facem acolo prima dată branșamentele. Asta și că a vrut să spună și domnul. Nu, adică o rezolvăm simplu. Noi aprobăm proiectul, începem documentația, corect. După aia, hai să facem prima dată branșamentele și am făcut imediat pista. Nicio problemă. Chiar adică am discutat. Chiar am discutat. Dacă am așteptat că tot stătea cu mâna sus și am să nu stea să aștept. Dacă prioritizăm, și aici trebuie să fim la sentiment cu toții. Dacă prioritizăm acele zone unde vor fi construite pistele de biciclete, pentru a ne asigura că oamenii nu vor fi defavorizați, să spun așa, cu ghilimele de rigoare. Atunci, racordăm acolo tot biciclete publice și după aia, facem piste de biciclete. Eu vreau să mă prind pe stradă frumos. Domnul consilier, nu este nimeni absurd aici. Noi nu suntem anti-dezvoltare. O dorim chiar. Dar trebuie să fim practici. Dumneata nu ești meseriaș, am înțeles că ai o firmă. Ce faci întâi? Faci socrul la casă sau întâi faci aleia? Nu, eu prima dată fac documentație. Că aia vă zice mai mult. Și după aia mai încep cu... Mai sunt discuții pe subiect? Eu vreau să spun un pic, dacă după cum știți să vede și în apropiere, adică în oraș, nu mai lungi cât de comună acolo, era și o invers, dar nu loc și invers cum să fac acum lucrările, ați văzut, să tai, să faci cabluri, să fac din nou piste. Deci lucrările tot merg, tot cum trebuie să fie. Noi aprobăm acum documentația, pentru că până iese, până o să fie asta era ideea, nu altceva. Nu am în considerare amendamentul propus din colegul, să-l punem aici, acum a fost și la așa supunem la vot. Așa verbal nu facem nimic. Da, e corect. Nu? Stați să vă spun un pic. Vă rog. Aici avem o hotărâre care merge la proiectul european. Deci nu putem pune acest amendament. Dar pot să pun la... să trec în procesul verbal faptul că este propunerea domnului Butacu. Să prioritizăm cei care sunt buni. Sunt de acord cu chestia asta. Dacă e așa, nicio problemă. Dar vrem să avem și suntem bine. Așa vorbe, o să facem și o să vrem. Domnul președinte, am înțeles că o trecut proiectul cu racordări de la Bușcana. Da. Îmi pot permite, dacă nu se supără nimeni, să-l întreb pe domnul administrator, când începem racordări? Mâine. Haideți ca să vă explic cronologia. Avem acum, suntem puternicizi. Mâine, la prima oară, gândim o formă de anunț că așteptăm firme interesate și acreditate pentru racordări în vederea începerii brașamentului. Și firmele care vin, că acum ați fost la consultare.
O venit cineva, zice, las că vine eu cu firmă. Nu mai vine nimeni. Am mai discutat dumneavoastră, o să vine eu ne consultăm, consultăm cu firmă. Nu vine nimeni nici la consultări, nu vine nimeni. Vedem în baza unsor câți vin și mergem cu ăla care vine. Și eu vă în momentul când vine firma și își prezintă oferta, avem posibilitatea să verificăm firma aia, ce lucrări mai făcut, dacă a fost de calitate, fără... Am mai avut posibilitatea. Fără recomandări nu vine aici. Da, fără recomandări. Chestia de asta, fantomul știu eu pe cineva. Și chiar vă aștept, chiar vă aștept cu ce, domnule, ia-ți firma, du-te și... Vreau și exemplu. Chiar vreau primul exemplu. Da, domnule, și-o lua bani înapoi. Domnul primar, totul a fost zero. În maxim 2 săptămâni, noi depunem pe site-ul primării. Maxim 2 săptămâni este și răspunsul lor. Da, da. Da. Adică noi punem pe site că firme interesate care să vină, ca să fie acreditate de primăria Goști, trebuie să prezinte următoarele documente. Corect. Toată lumea le va vedea expuse. Firmele care vin, le verificăm, îi dăm acceptul și sunt acreditate. Concomitent cu lucrul ăsta, mergem pe modelul cadru de contract de lucrări, care va fi agreat atât de firmă, cât și de localnici care vor să supraviețeze. Toate documentele vor fi ținute în mână de către firmă. În momentul în care și-au primit bănuții, automat, posibil reprezentant al primării care vede de ei sau chiar și că sunt toate documentele, iar omul când vine cu dosarul la primărie... Face recepția lucrării. Iar omul, atunci... Da, toate documentele. Iar omul când vine la primărie, rămâne numai să depună, să-și primească bani. În prima ședință. Adică noi sperăm că într-o lună zile să fie prima sa, tot ce ține de administrativ, să duceți pe primar. Ați înțeles, domnul... Da, hai să puneți la vot. Aici a fost să-ți spună trebuie. Trebuie să facă o ședință ca să-și primească omul banii. Le mai acoperim o dată. Am venit și o evidență clară. Domnule, uitați, am primit 10 cereri de contare. Pa, sunteți de acord? Ia, și a doua zi am făcut procesul de transfer și gata. Vreau să stăm în cazul care nu știți, bancă, documentație. Nu, face firma, domnule, cu ce am discutat. Firma îi face tot de sau. Dacă nu are unul bani, 5.000, nu are buzul astăzi. Ne găsim. Dar eu nu am garanția că mi-i dai. Dar uite că îți garantezi acum public. Haideți, mai sunt discuții pe proiect? Supune la tot. Mai sunt? Nu. Se pune la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bocolo, 11. Am votat și pe Ionuț nu. Ionuț nu. Bă, se abține cineva? Deci 2 abține. Și 1. Am spus foarte clar și nu înțeleg. Eu de asta nu sunt de acord să transferăm banii către cetățean. Haideți să vedem următorul. Chiar că este nevoie și bicicletele și de alea acoperi. Pentru numărul 4. Dar dacă un pichetru ai venit la mine la tine, acum ai plombat străbă. De hotărâre privind aprobarea contractării unei firme care să întocmească documentația necesară pentru obținerea avizului conform pentru amplasarea stațiilor de autobuz. Asta iar a fost un proiect. Stațiile noastre din toată părerea. Iată, trebuie să da consiliul județean ca să identificăm toate locații. Domnul Motăr. Domnule, dar voi iubiți cum? Explicați, domnul Stoica. Problema asta. În ce costă specialistul? Aviz de amplasament pe drumuri județene și locale. Ce documentație asta la bază? Carte funcțională. Cadastrare. Și va fi depusă la Consiliul Județean la Serviciul Transport Public. Cum am proceda în cazul stației din transferul de amplasament? Deci, va fi prinsă o parte în cazul stației, să-i spunem amplasamentul, rămâne ca ei să ne dea exact tot ce trebuie ulterior, ne spun cât ne putem întinde pentru stații, ca alveolă, și cât rămâne partea de bază. Fără să facem o pasajă. Pista de bicicletă. Alveola va avea un maxim 2 metri de la marginea bordului, de la marginea asfaltului. Cu totul cu avizii de la Consiliul Județean. Dar același lucru va fi la nivel de Bișghir, care Consiliul Local va da aprobare. Pentru stațiile de la Buhoci, Bișghir 1 și Bișghir Centru. Deci noi venim cu documentația, o venim în fața pentru celălalt drum județean. Nu, facem o stație în interiorul Dospinești, în centru.
Ca să nu mai meargă bătrânii pe jos. Nu putem devia, nu putem devia, dragi, nu putem devia, dragi, nu putem devia, dragi, nu putem devia, numai pe drumul județean. Oamenii aia dă-mi dat pe anostații și da, 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 pe bale. Nu contează, mă. Așa de, fiți de-aș face să fie pe jos. Iar bun, mai sunt discuții pe subiect, vă, cu domnul consilier, vă rog. Spuneți, ce aveți de spus? Nu am nimic de spus. Vorbesc cu bocan acum. Vreau să-i fac baraca asta cu steamă. Păi faceți-vă, dar bine. Ce zi mai faceți? Că am diminuat bugetul în baraca. Dacă nu mai se discute pe proiect, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Se abține cineva? Doi. Trei. Cine? Trei. Poți să justifici și abținerea? Dar bineînțeles, poate să susțin. Avem capitolul divers. Nu, mai avem un proiect. Privind aprobarea modificării statutului de funcție la aparatul de specialitate al primarului. Aici avem pur și simplu ce zice. Este gata prin asta. Secunde, nu se termină. Avem două puncte aici. Domnișoara Inger Andreea a fost solicitată de către Direcția Agricolă și a plecat din transfer la data de 1-6. Suntem descoperiți pe partea de fond funcțional agricol și tot ce este. Și ne propunem să transformăm funcția cu domnișoara ajuns principal într-o funcție mai mică, să poată fi angajat cineva care să înceapă să învețe și, de asemenea, avem funcția de șef de BSU, care așa trebuie să fie denumită, așa trebuie să aibă denumirea. Avem o documentație care e aprobată de Consiliul Local, a fost înaintată spre avizare la Bacău la ISU și a fost respinsă. Unul dintre puncte este acesta că în organigram nu avem acest post cu această denumire, șef SBT-ul, așa trebuie să numească. Și o să intrăm într-o ședință viitoare, nu am avut timp să fac și proiectul ăsta de hotărâre, de modificare a acelei documentații, pentru care voi trece că s-a aprobat și înființarea acestui post. Și vedem ce modificări mai este de adus. Postul se modifică așa de numire, nu ca din punct de vedere financiar. Nu, chiar spune, conform funcțiilor similare regulate, așa, și salarizat. Și pentru angajarea unei noi persoane de la Registrul Agricol, și la SBS, urmăm procedura. Ceva, da, procedura cu ANFP-ul, cu anunțuri, cu tot ce trebuie. Și în cazul în care va veni cineva care are studii de specialitate și experiență necesare postului mai mare decât cel pe care îl coborâm acum? Vă spun că nu vine nimeni de asta, nu se bagă și pe el cu dusul ăla ce... Nu, e că e foarte greu, am lărgit tare, să zicem că am dat libertatea... Deci nu mai cerem un consilier cu o anumită... Da, am lărgit tare, am lărgit... Să poată veni oricine. Cine are studii, bineînțeles, tretează și la SBSU și la fără studii superioare. Da, am două posturi pentru studii superioare. Da. Dacă nu mai sunt discuții pe subiect, supunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Frumos o depost. Păi știți voi de ce, nu v-am mai zis? Ne-am răcolit cu apa. Apa, domnule! De acolo, stângă tare. Loredana, apa. Trecem la capitolul divers, domnul Mocanu. Dar mai este cineva ca să știm... Am să mă adresez, domnului, fiul satului. Nu poți. Am să mă adresez fiul satului, care trece zilnic pe lângă stația aia de la Dospinești. Eu luam și tablă de acolo, desfăcută. Trece în fiecare zi, atât este de gospodar încât umești. O altă, un alt lucru, un alt lucru, vedeți că deranjează, vedeți, nu, vă lăsați să continui, vă rog să fie cent ca să discutați, vă lăsați să continui, pe urmă, domnilor, Am câteva lucruri cu domnul vice pentru dumneavoastră. Întrebări? Nu. Câteva întrebări.
Rog, mi se pare că dumneavoastră locuiți la orașul, în orașul Bacău. Domnul Munteanu, lăsați-mi și domnule, hai să ne întreb aviatori. Ați spus că totdeauna să vă anunțăm că dumneavoastră treceți la treabă. Vedeți, dumneavoastră treceți în fiecare zi la Bacău, în oraș, acolo unde locuiți. Este cea stație de autobuz de la Dospinești, au dispărut și table, au dispărut și băncile aia, pe acolo ce mai este, luați măsuri. O altă problemă care trebuie să o faceți, chiar dacă dumneavoastră nu vreți să faceți, că începeți să vă scuzați cu tot felul, uitați-vă dumneavoastră ce intrare avem noi în comuna Bohoci. Avem un stuf de 3 metri, pe urmă pe vale, tot la fel au ieșit deja șerpi, de la Dumitrică Roșu până la Ghița Andone, acel șanț este plin cu pământ, cu crenci, când a fost acel incident cu furtuna aia, și acolo mergeți la fața locului să vedeți. Și țin să fiu fericit. Aveți și ceva felicitări de partea mea. Plumbarea aia în satul Bișchir. Dar nu același lucru se întâmplă la păduri, la pădurarul, la iepure, niște străzi în care nu se mai poate circula. La iepure, pe vale, știu că vreau să luați în derâdere. Da, eu așa vă spun ca fiul satului. Nu, dar eu vă spun ca fiul satului să faceți. Și eu mă fericit cum ați făcut la Bișghir acolo. Frumos, e plombat, am trecut ieri cu... Dar pe vale, la pădurarul, la iepure, nu putem să facem nimic, domnul vecinot. Mulțumesc! Da, este stația la Dospinești. Este deteriorată, nu? O să luăm toate măsurile să rezolvăm problema. Stupul de la Dospinești, direct pe drumul de Teana. Drumul de Teana este oglinda drumului. Vreau să spun tuturor din comuna că drumul de la Dospinești și până la Coteni, la ieșire și ajungem în comuna, în satul următor, este drum județean care trebuie să fie curățat, amenajat, reparat de către Consiliul Județean Bacău. Exact. Nu de către orice cheltuială care o face o comună pe drumul județean se impută. Deci ca să putem să facem curățenii comuna Bihoci pe drumul județean, ar trebui să facem din cheltuiala comunii. Dacă mergem cu referat și vin cei de la curte de conturi, ne impută această cheltuială. Eu nu vreau să plătesc pentru Consiliul Județean Bacău. Punct. Domnul, dar la iepure, pe vale, acolo nu puteți să faceți la drumul iepurii și vale, sunteți în urmă cam cu vreo 5-6-7 zile, chiar mă leacă pe Dana, cam ardor, că este rezolvată problema drumul vale, drumul iepurii. Este amenajat, am cărat cu buldo excavatorul, am nivelat, ești o săptămână în urmă, domnul. Nu e adevărat, nu vorbiți, domnul Vizau, nu vorbiți degeaba, eu vă spun de drumul de la pădurarul, de la iepurii, vorbește, eu vreau să întreb altceva. Hai să nu facem nimic, domnule, domnul Consiliul Județean, Consiliul Județean, care este până la limita proprietății, e Consiliul Local. Da, și nu vrem să facem. Domnul Munteanu, de strada de la iepuri. De când am rezolvat strada de la iepuri? De cât timp de rezolvat? De când timp? Ca timp? Dar șanțul l-ați rezolvat, că l-ați înfundat, domnul Vice. Șanțul l-ați împins și ați înfundat șanțul și nu l-ați curățat, domnule. Șanțul de la părinții mei de acolo. Care l-au înfundat? Nu l-ați curățat. Barea. Care l-au înfundat? Apile. Nu, l-au înfundat cu lama. Nu e adevărat, domnule. Nu e adevărat, domnule. Deci dacă eu am fost acolo, mergem acolo. Am o întrebare, vezi, domnul Vice. Și-o băgat apa. Domnul viceprimar, puteți să ne spuneți și nouă care este reprezentantul instituției comunei? Mai repede o dată întrebarea că n-am putut. Care este reprezentantul instituției
care supervizează lucrările de la reamenajare, reconstrucție școală. Care supervizează lucrările? Nu, nu, dar nu, nu funcționează așa. Deci nu există un reprezentant al primăriei care supervizează. Există un constructor care, în baza proiectului făcut de către și aprobat și de către prezentantul Consiliul Local, ei își fac lucrarea și noi facem recepție la acest lucru. Am înțeles. Care este rolul viceprimarului în frumoase? Rolul de se înscrie în codul administrației. Am înțeles. Văzându-vă hărnicia de care dați dovadă, am mers la părculețul ăsta pentru copii și am făcut ordine. Nu se mai cunoștea nici pe aici. Dacă vreți, vă ajut, domnul Coze. Deci să vedeți acum cum arată. Acum două zile urmă. Sâmbătă. Nu, eram consilier, ca și acum. Am făcut o ordine. Mergeți să vedeți cum e acolo. Hai, vă rog frumos. Păi nu ești curios pentru că nu ai cum să faci. Lasă doar că am văzut, mai vede și lumea. M-am dus să domnul Vici, vreau să vă întreb. Stradă, ia drumul județean? Tot. Un metru ia drumul ia județean. Tot e drumul județean. Nu. Și după, până la limita proprietății, ia Consiliul Local. Nu.